Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Cum să ai grijă de tine însuți? Partea a doua. Îmi ungi capul cu un de lemn și paharul meu este plin de dă peste el. Psalmul 23, versetul 5. Există două feluri de oameni care nu vor înțelege niciodată nevoia de a-ți purta de grijă. Întâi, legaliștii, pentru că ei se află într-o încercare continuă de a se ridica la anumite standarde perfecționiste pe plan moral, etic și religios. Și doi, activiștii. Aceștia se sacrifică pe altarul neîntreruptei slujiri în biserică, crezând că așa îl pot mulțumi pe Dumnezeu. Și unii dintre ucenicii Domnului Isus au crezut asta. Când o femeie a turnat mirul pe capul lui Isus, ei s-au supărat. Cum a fost posibil? Oare ei nu au citit cuvintele "Îmi ungi capul cu un de lemn și paharul meu este plin de dă peste el"? Pe vremea Domnului Isus, un de lemnul era mult folosit în diverse alte scopuri decât gastronomice. În relaxare, în masajul și revigorarea trupului, după o călătorie lungă sau după o zi grea de muncă, ca semnal învestirii și așa mai departe. Poate întrebi, deci Dumnezeu crede că pot să fac o pauză? Da. Dar cum activiștii simt nevoia să fie de folos, la fel ca ucenicii, ei cred, mirul acesta s-ar fi putut vinde foarte scump și banii să se dea săracilor. Am citat versetul 9 din Matei 26. Crezul lor este acesta, alții sunt importanți, nu eu. Trebuie să înțelegi un lucru. Când le porți altora de grijă și uiți de nevoile tale, atunci, 1. Secătuiești spiritual și emoțional, 2. Ajungi să fii nemulțumit, deoarece nevoile tale trec neobservate și nesatisfăcute, 3. Începi să-ți cauți alinarea unde nu ar trebui. Așa a ajuns Samson în casa Dalilei. Această femeie i-a oferit un loc în care să se relaxeze, apoi a profitat de asta pentru a-l distruge. Când căutăm alinare la oamenii nepotriviți și în locurile neindicate, în loc să învățăm cum să ne îngrijim de propria persoană, îi dăm o mână de ajutor diavolului. Vezi să nu ți se întâmple așa ceva? Îngrijește-te de starea ta spirituală, emoțională și psihică.